Bună ziua, sunt Joseph Haddad. Când eram mic, totauna părinții mei a ținut cum se crește cum trebuie, cu mâncare sănătoasă și prezentația foarte, foarte frumoasă să atâc de ochii noștri, să dai la noi niște pofta de mâncare sănătoasă. Ce înseamnă să mănânc sănătos? Adică pot să mănânc și o dată pe săptămână niște cartofi prăjiți, dar depinde cum se gătește cartofi prăjiți. Există niște etape. Am creat un plan alimentar inspirat de viața mea. Totauna am ascultat corpul meu. Uite la mine, sunt 57 de ani, da? M-am ținut totauna să mănânc cum trebuie. Am nevoie, nu am nevoie. Asta înseamnă viața sănătoasă. Se știe, dacă se bea fiecare zi niște suc naturale, dacă vorbim de suc naturale, nu vorbim de suc de găsește pe comerț, se fac voi acasă, exemplu, sfecla roșie mestecat cu mere, o afina se mestecat cu portocale, după 6-7 luni de zile, se vede noi niște schimbare în fața noastră, în luci în ochii noștri, să fie mai lucios și piele să fie mai rafinat. Pentru ficatul nostru dorește cât mai mult vitamine sănătoase. Planul meu pune de 5 săptămâni să mănânc bine și sănătos, să dă la noi niște energia pozitivă în corpul nostru. Dimineața când trezește la ora 7, trezește bine și rapid și nu obosit. Crede-mă! În fiecare zi, pe planul meu, se găsește meniu variat și echilibrat pentru corpul nostru. Exemplu, dacă să mâncăm carne, să încercați nu mestecat cu brânză. Pentru stomacul nostru nu face niște reacții. Sunt Joseph Haddad. Propun eu un meniu zi de zi, de 5 săptămâni și crede-mă, o să fie foarte, foarte, foarte bine.